Revolta. Zona asta toxică miroase mai urât decât closetul unchiului Rupert. Ține-te de nas și găsește cheia de luptă. Am găsit-o. Premiul e în dreapta. Sar și o iau cât ai zice zoom. Numai să nu ratezi, că atunci o să zic dos de sconks. Pe bune! Păi, miroase și... da, rimează. Că tot veni vorba de mirosuri. Iau eu cheia! E o onoare să slujesc sub un comandant atât de strălucit. Cred că-ți plac finalurile spectaculoase. Este truc sub specie, dar cheia o iau eu. Chiar ar fi un truc bun, numai că nu e la mine. Atunci la cine este? Cel mai puternic războinic de pe Vandal, Grimion. Nu știam că vandalii au și maimuțe. Mai degrabă gorile. Maimuțe, gorilă, nu contează. Ticălosul are cheia de luptă. Grimion, am auzit de faptele tale, frate Vandal. Acum dă-i cheia liderului tău. Am senzația că se va sfârși urât. Se poate și mai rău? Solidul, flancul drept, motorul, unda în stânga, apoi anjenule noi în față. Regret că vă stric reuniunea, dar cheia noastră e la tine. De când sunt armele vandale capabile de așa ceva? Nu sunt! Maimuțoiul trebuie să fi șparlit un sentient. După mine! Primată neascultătoare! Asta da mașină de război! Cu un arsenal ce-ți aduce victoria! Oh, Grimion, maestria ta pe câmpul de luptă e neîntrecută. Decât de a capitanului Kalus, probabil, asta cred. Nu vă mai ploconiți în fața noului venit. Da, capitane. Organizați hoardele! Invazia pământului trebuie să înceapă imediat. Nu ai uitat cumva ceva? Dacă aștept să-ți mulțumesc, sper că nu-ți tiră suflarea, gorilo. Nu vreau recunoștința ta, vreau poziția ta. Îndrăznești să împui autoritatea la îndoială? De ce nu aș face-o, capitane? Eu am câștigat cheia de luptă. Eu am înfrânt echipa de luptă 5. Eu îi voi conduce pe vandali și eu voi cuceri pământul. Sigur nu îndrăznești să mă provoci la Kiyohakoko! 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 Ba da, capitane! Străvechiul ritual vandal va hotărâ cine-i mai potrivit să ne conducă tribul. În sfârșit, un războinic destul de curajos să-l demaște pe Kalus. N-aș spune să intri în inima junglei și să înfrunți provocări. Până când numai unul va ieși în viață. Foarte bine! Eu voi conduce invazia de pe pământ la sfârșitul lui Kiyohakoko. Mai vedem noi!
categoric. Să înceapă provocările Kyo Hakoko cu mănușa de protecție. Câștigător va fi cel care va scăpa primul. Dacă vei scăpa. Porniți motoarele. Pe locuri. Fiți gata. Nu se poate compara cu colțare. Se pare că vrei să vezi cum se împârte. Floare la ureche. Tu bătălia asta, dar războiul e abia la început. Și runda întâi a fost câștigată de Grimion. Grimion. Niciun portal deschis, niciun vandal aici. Ceva, cineva? Nada. Zero. Nu, doar nisip. Rămâneți pe poziții. În cel mai rău caz, vandalii duc cheia pe pământ. Dacă nu le-au dat-o deja sentienților roșii. De acord, ăsta-i cel mai rău caz. Acolo, asta e. Avansați, prietenii. Stați în spatele meu. Ar putea fi câteva sute. Ar putea fi câteva mii. Ar putea fi... Zic? Ha? Ha! Priviți ce-am găsit! O piesă veritabilă de la una dintre tehnologiile lor extraterestre. Unde sunt? Ce așteaptă vandalii ăștia? Se pregătesc de runda a doua! Atac, atac! Cine va câștiga? Numai timpul va spune! E teritoriul meu și eu voi câștiga cursa asta! Să o crezi tu, amice! Doar nu-ți e frică de un țipar mic, nu? Cine va câștiga? Kyo Hakoko. Până acum e 10 la 1 pentru Grimion. Vrei să pariezi și tu? Ce trădător! Niciun strop de loialitate față de mândrul și nobilul capitan Kalus? Și câștigătorul probei, pac-tac-atac, e Grimion! Ha? Grimion! Pariază tot pe gorilă! Asta va fi ultima provocare. Așa să fie, vandal contra vandal. Fără bușteni, fără țipari, doar... Mega țânțari?
sfârșit aici și acum. Întocmai odată cu domnia ta. Dovada supremă a unui lider face orice pentru a câștiga. Nu-mi e frică! Dă-i drumul! Ca să pieri ca un erou? Nu prea cred. Prefer să-ți petreci viața în rușine! În rușine! Grimian cel Mare a câștigat! Trăiască noul conducător al vandalilor! Restul vieții în rușine! În rușine! În rușine! Din inima planetei îmi voi pregăti întoarcerea. Gata, eu nu mai aștept. Plecăm într-o operațiune specială pe planeta vandalilor. Vom opri invazia din fașă. Mă bag. Să-i dăm bice. Am rezervorul plin. La drum! Mi-ar plăcea să vin vert, dar un mic detaliu. Detest planeta aia! De aceea vei rămâne aici. Vreau ca tu și Zoom să stați de pază. Solidule, păianjenule, am nevoie de forța și cunoștințele voastre despre junglă. Ne întâlnim după ce iau cheia de la Sage. Programez coordonatele planetei vandalilor în cheia de luptă. Sosit timpul să atacăm pământul! Așteptați! Avem companie! Cine era? Era cumva Calus? Oricine fi fost, nu glumește! Să-i dăm drumul! Ascensiunea mea marchează un nou capitol în istoria mândră a vandalilor. Mai întâi, cucerim pământul, apoi multiversul. Pentru început, o să ai de-a face cu mine. Kyo Hakoko nu s-a terminat, Gorilo! Ar fi trebuit să te elimin când am avut ocazia, pisoiaș. Da! Un calcul greșit fatal, fiindcă eu te voi distruge pe tine! Tu și care armată? Ha! N-am nevoie de armată! Țintă localizată! Așteptați, prieteni! Thank you.
mai motivat? Eu cred că amândoi ar fi niște lideri foarte buni. Hai, te susțin până la capăt. Haide! Trebuie să-i luăm maimuțoiului cheia de luptă. Cum? Ai văzut ce putere de focare? Până și maimuțomobilul se mișcă bine. Da, la fel și noi. Ai luptat bine, bătrâne, dar ți-a expirat timpul începând de acum. Iar timpul tău nu va veni niciodată. Super! Câte doi? Să-ți ușurez munca. Vrei să-ți continui provocarea? Galus! 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 Știam că vei câștiga, capitane! Te-am încurajat mereu, da? Elimină-l, Galus! Potrivit codului Kyo Hakoko e dreptul tău de învingător. Nu! Am planuri mai bune pentru tine. Te-aș putea nimici ca pe un animal de rând, dar prefer să trăiești în umbra măreției mele, în rușine. Așadar, te numesc secundul meu. Oh, mulțumesc! Oh, milostivule! Tocmai de el l-ai făcut secund. Un înțelept m-a învățat odată. Ține-ți prietenii aproape și dușmanii și mai aproape. La armele și puterea pe care ți le-am dat, Galus mai e încă în picioare? Motanul bătrân s-a dovedit mai capabil decât ai anticipat chiar tu, Kratos. Nu eu am dat dovadă de slăbiciune în luptă. Fii sigur, alianța noastră e încă în picioare, Kratos. La urma urmei, acum sunt locotenentului Galus. Poziția perfectă pentru a executa restul planului meu. Nu te voi dezamăgi iar.